sfârșitul acestei săptămâni programează o deplasare dificilă pentru handbaliștii suceveni. Chiruț și colegii înfruntă în deplasare una dintre cele mai galonate echipe din istoria handbalului românesc. Minaur Baia Mare trece printr-un moment mai dificil în acest an, jucătorii reclamând restanțe financiare destul de mari. Antrenorul Universității Leonard Bibirig crede însă că gazdele de sâmbătă se vor mobiliza exemplar pentru această partidă, mai ales că vor fi susținute de un public numeros. Cel puțin pe teren propriu formează o echipă foarte redutabilă, având în vedere că și publicul din sala de Minaur Baia Mare pune o presiune enormă pe echipa adversă. Sperăm ca forma sportivă pe care am arătat-o în prima etapă să se concretizeze și în a doua și în celelalte etape și în urma unui rezultat bun să putem să ne întoarcem cu punct sau puncte de la Minaur Baia Mare. În acest moment, Universitatea Suceava și Minaur Baia Mare sunt vecine de clasament, cele două combatante de sâmbătă, ocupând locurile 6 și respectiv 7. În meciul tur, studenții s-au impus pe teren propriu cu scorul de 20-15.